Hei, dragilor, eu sunt Wedi5, iar astăzi voi face colecția mea de ponei, pentru că videoclipul ăsta a fost foarte cerut de către voi, chiar dacă eu n-aveam neapărat în plan să fac asta vreodată, dar cum sunteți așa curioși câți ponei am și cum arată ei, haideți să începem. Înainte o să vă avertizez că am și ponei urâți, pentru că am păstrat și ponei vechi, chiar dacă pe unii am pierdut, ori i-am aruncat pentru că erau groaznici, ori i-am dat cuiva... Dar, în idee, am păstrat și ponei vechi pentru că se pot folosi în roluri de bătrâni. Da. Bunico, auzi, îmi citești și mie o poveste înainte de culcare? Haide, că ești deja mare. Haide, bunico, te rog. Dar mă doare spatele și până mă duc să-ți aduc cartea. Stai liniștită, mă duc eu. Bine. Mai întâi, o să începem cu unboxing-ul mult așteptat al lui Applejack. Așa arată Applejack. Haideți să începem. Ok. Acesta este poneiul Applejack din The Movie. O să încep prin a deschide cutia, care nu știu exact cum se deschide. Ok, am deschis și cutia. Are și ceva înăuntru. Da. Aceasta este cutia. O să vă arăt puțin și cutia dacă vă interesează. Nu știu că pe unii vă interesează cele mai mici detalii. E chiar drăguță cutia. Da. Și-și face apariția și cafeluță care mănâncă un scotch. Cafeluță, n-ai voie la scotch-uri. Așa. Ok. Mie se pare chiar drăguță, sincer. Pentru o cutie, adică până acum am avut timpul meu, nașpa. Așa, dacă sunteți curioși de unde l-am cumpărat, l-am cumpărat din Kaufland, este un magazin Kaufland, cred că știe toată lumea, sincer. Așa, avem aici actul că este original, deși cred că toată lumea știe că e original după forma asta, da? Hai să nu ne înșelăm. Dacă vă interesează să citiți ceva, puteți să dați pe stop. Zici, dar nu cred că vă interesează. Așa. Și mai departe avem poneiul care a fost deschis destul de greu, dar în regulă. Oricum asta aveam de gând să arunc, așa că nu contează. Îmi place foarte tare când îmi dau aricelei în astea. Îmi dă de astea și la ponei fake. Pentru că le pot prinde după aia părul cu tot aceleași aricele, pentru că le prins cu de alea de făcut brățări, nu se prind la fel de bine ca cu astea. Da. Și îmi plac foarte mult ponei când sunt noi, pentru că au părul ăsta așa. Nu știu dacă ați observat, bine, sigur ați observat. Dar e așa lucios, îmi place mult. Și ce blond frumos. Wow. Bun. Asta este și Applejack-a noastră. Sper că vă place, presupun că vă place, pentru că mie cel puțin îmi place foarte tare. Este din The Movie ca și Rarity, deci o să se înțeleagă foarte bine. Îmi place mega mult semnul ei și contrastul dintre portocaliu și galben. Asta îmi place și la voi de 5. Contrastul dintre portocaliu și galben e foarte, foarte drăguț. Da. Ok, Applejack mi se pare un pune foarte drăguț și... cred că o să fie binevenit în tipuri de sau diverse videoclipuri. Mai departe, cred că o să încep cu poneii mei originali, ținând cont că sunt foarte puțini. Am de gând să fac o colecție mai mare, dar da, totul cu timpul. Haideți să începem. Primul meu ponei original a fost Rarity și atunci mi-am dat seama cât de mult îmi plac. Și de atunci am început să cumpăr destul de des ponei original. Bine, nu sunt des, dar mai des ca ponei fake. Ok. Al doilea ponei original al meu este Pinkie Pie și Rainbow Dash. Dacă vreți să vă uitați la unboxing-ul în care i-am deschis pe Pinkie Pie și Rainbow Dash, le-am deschis. Aveți aici în colț acel i micuț. Dați click acolo și găsiți. Ok. Ele mi s-au părut foarte drăguțe, deși lui Pinkie Pie s-a făcut părul cum ciudat, dar orice merge remediat. Sigur, pieptănat o să arate mult mai bine.
Asta mă deranjează puțin de ponii originali, pentru că au părul foarte des și într-un fel e bine și într-un fel e rău. Pentru că dacă au părul foarte des, le iese în continuu din plătiturile pe care le fac eu bine. Eu fac și plătituri mai complicate ceva, adică nu obișnuite, dar da, mi-e place să-mi plătesc ponii. Așa, asta mă deranjează puțin, dar într-un fel îmi și place la ponii originali. Ok, de ce ai Pink Pie? Ea este Rainbow Dash. Ok. Și mai departe am de gând să vi arăt în ordinea în care i-am și cumpărat sau i-am primit cadou în diverse zile. Ok. Primul meu ponei pe care l-am primit la vârsta de 2 anișori a fost acest ponei pe care l-am numit Unicorn. Ce nume simplu, nu? După aceea am ponei pe care l-am primit la vârsta mea de 5 ani. Da, știu că arată oribil, dar a trecut prin multe chestii din nasoare. Acesta este următorul meu ponei, care s-a păstrat într-o stare bunicică, ținând cont că ai pățit destul de multe lucruri, tot din cauza mea. Sincer, acum am fost cam depășită de situație și nu prea mai țin minte la câți ani mi-am luat ponei sau în ce ordine au fost, dar ideea este că poneii ăștia sunt vechi. Înainte să mă mut la oraș, am trăit la țară și toți ăștia se pornind de la țară. Și să vă zic oarecare ordine pe care nu știu exact, dar știu că cei mai noi dintre ei luați la țară sunt Floricica, Izaponi, fetița asta care o cheamă Prințesa Ana, care chiar sunt destul de noi, după o jumătate de an cred că ne-am mutat. După asta, destul de nou, printre toți ponii ăștia, cred că mai este Roza, sincer. Nu știu exact, și Roza e foarte veche. A suferit și ea destul de multe lucruri, dar totuși am păstrat-o bine, mi-a fost milă de ea. Și după aceea, cred că sunt ăștia trei, care am primit cadou de la verișoara mea, care nu se mai juca cu ei și mi-a dat. Deci nu știu câți ani au ponei ăștia, sincer. Apoi, nu mai știu exact, știu că este foarte vechi. De când eram la grădiniță. Deci cred că mai vechi ca ceva am prezentat. În fine, înainte. Da, știu că Luci și poneiul ăsta de aici au cam aceeași vârstă. Nu mai știu exact când i-am primit, dar i-am primit cred că acum mai bine de 5 ani, sincer. Și da, ăștia au fost și ponei care i-am luat acolo. Nu cred că vă interesează prea mult să vedeți lei, pentru că sunt neinteresanți. Acum o să trecem la părțile preferate ale mele, ponei mai drăguți, ponei care sunt mai noi și mai interesanți și mai drăguți, da. După asta o să vă spun din nou că nu mai știu în ce ordine am luat, dar pot oarecare să vă estimez o ordine și să vă zic de unde i-am pe fiecare. Deci avem așa. Ponei luminoși. Am mai exact 5 ponei. Știu că sunt și dubluri, dar mie tot mi-a plăcut. Îi pot folosi când am nevoie de gemeni în tipuri de. Avem așa. Acest ponei. Acest ponei. Și acest ponei. Care ăsta e preferatul meu. Uitați, sunt în câte culori poate să lumineze. Și la voi se vede destul de nasol, dar știți cum se vede la mine? Wow! Și o galaxie întreagă în el. Wow, îmi place foarte mult. Pe ăștia am de la o mătușă. I-am primit destul de curând, i-am primit în iarna asta. Și mi-au plăcut foarte mult pentru că au fost ceva diferit față de ce am eu. După asta o să vi arăt pe ponei din fluturi prietenii. V-am zis, nu vi arăt în ordine pentru că nu mai știu exact ordinea. Ăștia sunt de acum un an, i-am luat de la mare. Mi-au plăcut foarte mult pentru că nu mai aveam formatul ăsta de ponei și pentru că am simțit un potențial destul de interesant în ei. După asta o să vă arăt ponei care apare în Luci și Minada, un alt serial foarte interesant, v-am mai povestit odată de el. Și avem așa. Luci, pe care știu că v-am mai arătat odată, dar vreau să vă arăt mai în detaliu și să vă povestesc despre ea. Care are sclipici în ea. Și-am primit o dată de Crăciun. După asta o am pe Miranda, protagonista serialului, adică cea principală.
mai exact. Bine, și Lucy e destul de importantă, dar Miranda este capul serialului. Acest serial a început când Miranda a ajuns la școală și n-avea niciun prieten și Lucy a vrut să fie prieten. După asta o am pe Iris, sora vitregă a Mirandei. De fapt nu e vitregă, teoretic părinții lor sunt vitregi și ele sunt despărțite din naștere, dar o să aflați mai multe. După asta, pe Rosa, prietena lor cu puteri magice și se poate transforma în acest ponei pe care l-am primit lângă o păpușă Barbie. Și mi-a plăcut foarte mult poneiul ăsta, mai mult decât păpușa Barbie. Așa. Apoi, o am pe Floricica, prietena lor cu inima cea mai bogată. Și pe Alba Strica, care este cea cu cel mai mult haz și destul de bună prietenă cu Isaponii, pe care v-am mai arătat o dată. Și sora Alba Strica, care într-un tip era rea, dar acum e bună. După asta am ponei mei ceva mai mari. O am pe Rosalia, personajul mult timp a fost personajul negativ, dar momentan a dispărut undeva într-o școală neștiută de nimeni, tot din Lucy și Miranda. Mi-a plăcut foarte mult poneiul ăsta, sincer, l-am primit o dată de ziua mea și a fost interesant. Un ponei nou, de mărimea asta până atunci nu mai avusem și mi s-a părut interesant. De atunci am început să colecționez mai mulți ponei mari, am realizat de mult îmi plac. Dar v-am zis, sunt destul de rar găsiți. După asta am pe Rainbow Dash, un ponei foarte interesant, mi-a plăcut că e tare, rău de tot. Și care părul în culori foarte interesant, zici că e un cireș. O am pe Fluttershy, care mi-a plăcut pentru că e mare, special, dar și pentru că e tare. Și am pus o bruscuță în cap. Ca un fel de cercel, dar n-avea cum să îl agăță în ureche. Așa, o am pe Rarity, care nu e chiar așa de mare, dar e puțin mai mare decât ceilalți ponei. Care mi-a plăcut pentru că are păr albastru. O am pe Evelyn, care chiar îmi place foarte mult și unii dintre voi m-ați întrebat de unde am cumpărat-o. Am cumpărat-o în librărie de lângă bloc, deci nu pot să vă dau mai multe detalii. Cel de mult ponei, acesta care l-am primit cadou de la verișoara mea. Mai am ponei oarecum mari, adică eu folosesc în rol de mămici, dar știu că sunt aproape la fel de mari cu poneii ceilalți, dar mi s-au părut mie ca fața așa de mămică. Cu machiajul ăsta și cu genele așa lungi, nu știu, așa mi s-a părut. Mi s-au părut drăguți. I-am primit de la cineva. Mi s-a părut că sunt foarte bune în rolul de mămică, ținând cont că n-am prea mulți ponei care pot fi mămici. Apoi, o am pe Twilight Sparkle, care a fost personaj negativ și încă este în fluturii prieteniei. Apoi, o am pe Luminița. După asta, o am pe Pinkie Pie, care mi-a plăcut pentru că seamănă cu Pinkie Pie, deși acum nu prea mă folosesc pentru că o am pe Pinkie Pie. Știți ce zic. Iar apoi am niște ponei ceva mai noi. După asta am ponei mei mai mici, adică gen copii. O am pe Nina, destul de drăguță, dar s-a decolorat ochiul. Și la fel am pățit și cu Dicky, i s-au decojit ochii, dar de el tot îmi place pentru că nu are corpul decolorat. După aia am ponei ăștia mici, bebelușii, care ăștia chiar mi-au plăcut foarte tare. S-au cam decolorat scutecile lor pentru că Isaponii face baie cu ei. Știți cum sunt copiii cu rățuștele? Așa e Isaponii cu ponii. După asta am ponii ăștia care chiar sunt ieftini, cred că știți și voi, foarte costă 5 lei, adică. Dar sincer, mie mi-a plăcut foarte mult pentru că este verde. Și am zis, verde, vreau în colecția mea. Și ăsta mi s-a părut drăguț. Chiar mi se pare încă drăguț. Nu știu de ce e așa ieftin, pentru că uitați, ne-a pus o opseală greșit. E greu de găsit așa ceva. Și e alb imaculat. Poneiul ăsta cel mai nou ponei mic. L-am primit la pachet cu un ponei. Sincer, nu-mi place așa de tare pentru că are aceeași culoare părul ca corpul. Asta e singura chestie din care nu-mi place. Că și luminează. Dar nu vrea acum. Ah, ok. Iar pentru un final am ponei destul de vechi. Adică nu e așa de vechi, dar este de acum, cred că câteva luni. L-am comandat și n-am vrut neapărat să mi-l cumpăr, dar a venit la pachet cu Iris și chiar mi-a trebuit. Iris este aceasta. Pentru că eu mi-am mai cumpărat odată pe Iris, dar în versiunea Miranda.
și a venit împreună cu mine și sunt la pachet, așa că trebuie să le cumpăr. Mi-a plăcut foarte tare pentru că m-am gândit că dacă vreodată pățesc ceva ponyul meu, o să am ceva de rezervă. Și singurul lucru care mi-a plăcut și sincer chiar sunt dezamăgită e faptul că cei care au pus păr n-au fost atenți și nu știu, ori le-a căzut, ori s-a lipit bine, ori nu. Nu știu ce s-a întâmplat, dar chiar nu-mi place deloc faptul că a venit fără păr în locul ăla. Știți cum e când cumperi ponei de pe net. Asta a fost. Sper că v-a plăcut. Nu uitați un like pentru mine dacă vreți să mă vedeți în episoadele cele noi. Și nu uitați de un like pentru mine dacă vă place de mine și mă iubiți. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, pentru că voi din așteptat. Pa!